42, cromolibden 4, îmbunătățit termic, Fi240. La final va fi Fi200 pe punctul cel mai gros. Deocamdată degroșăm. Adică facem piesa să fie cilindrică. Am curățat flancul și l-am sprijinit cu vârst rotativ. Cam așa o să ne arate piesa finală. Nu e extrem de complicată, dar nu e nici foarte simplu de făcut. Aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 șuruburi M30. Interior avem o gaură de trecere care nu este precisă. Cotă rulment, cotă semering, rulment axial. O să fie o roată dințată. Acesta este conic, o să trebuiască să facem aici conicitatea care ne trebuie. Rulmentul de presiune din nou. Și aici vine rulment și un capac. Și aici iară capac. Scuze, semeringul vine pe capac, nu vine pe această cotă. Deci vine capac, rulment, aici e rulment radial, rulment axial, roată dințată, rulment axial, rulment radial și capac. În partea asta, la altă, din nou avem 10 găuri cu M20 și gaura de trecere. Probabil cea mai nasoală parte o să fie frezarea acestor canale. Sunt 4 canale care sunt pe post de pană. Deci pentru frezarea acestor pene împac eu cele mai mari probleme, că trebuie să fie perfect 90 de grade una de cealaltă, că altfel nu o să intre roata dințată. În rest, destul de simplu, de găurit o să-l găurim pe afișajul digital, probabil pe freza mare, pe FU32, o să dăm capul vertical jos și o să-l prindem pe capul orizontal sau pe freza chinezească, mai vedem. Așa acolo putem să găurim în coordonat. Bun, cam atât. Unghiul o să-l copiem, prindem axul în strung, o să copiem unghiul, după care o să strugim. O să scoatem și o să prindem piesa din nou și o să facem unghiul pe care l-am avut. Sau pe care l-am pescuit noi aici cu comparatorul de pe acest ax. Bun. Încă scoate scântei. Adâncime de tăiere 5 mm pe diametru, deci 2,5 pe rază. I-am dat și emulsie. Și cam dată merge bine. Trunchiul acesta are un pic de problemă că tinde să vibreze. O să trebuiască să despart capacul să văd rulmenții cum stau, să voi mai construiți un pic de rulmenții. Cei din spate au schimbat atât și spa ani și probabil în timp s-au desprins. Sau nu erau bine strânsi la început. Dar la piesa așa mare și grea, tinde să nu. Pe diametru, 3 mm pe rază. Degroșăm și partea asta.
elemente axial, cei cu diferențe de cutie. Bun, cam așa arată până acum. În mare este de groșat, am lăsat destul de mult, am lăsat aici 10 mm, 10 mm și 20 de mm pe diametru. Acum o să-l găurim. O să găurim cu un burghiu de centrare sau de pilotare cu 17. O să-l găurim până pe aici pe undeva. După care o să încercăm să găurim cu un 49-50 să văd ce am burghiu să pot să ajungă până în capăt. După care o să-l debităm. O să prindem din nou piesa în strung. O să facem gaura. Și de acolo o să încercăm să lucrăm între vârfuri. Adică probabil o să scot din strung. O să dau găurile acestea și le filetez cu M30 și M20, depinde de fiecare parte. După care o să-l prind între vârfuri și o să folosesc o gaură de M20 sau M30 ca și inimă de antrenare. Cam asta am găsit eu, varianta cea mai bună. Ca să o fac să fie concentric, să fugă totul cu totul. Bun, hai să-i dăm bătaie. Burghiul e destul de lung, o să trebuiască să intre tot, deci nouă trebuie, piesa are 320 și cam 320 și cam pe la capătul spiralelor, dar vedem noi cum merge. Cuțitul de interior este ieșit afară 325 de mm, cât e lungimea piesei. Turația e 100 de turații de minut. Dacă dau mai tare, vibrează. Dacă dau turații mai mari.